Salut și bine ai venit pe Hai la Film! Astăzi am să-ți prezint un film de dragoste-dramă din 2015 numit Natasha, deci haideți să începem. Filmul începe cu un băiat pe nume Mark. El era cu prietenii lui la o petrecere. După, el se duce într-o cameră pentru a întreține relații intime cu o fată, dar ea refuză să facă asta. Mark pleacă în liniște și ajunge la el acasă, unde se uită pe laptop la niște clipuri cu Mia Khalifa. A doua zi, mama lui Mark îl trezește și îi spune că unchiul lui trebuie să ajungă astăzi, deci trebuie să se trezească mai repede. Mai târziu îl vedem pe unchiul lui Mark, care a venit în vizită cu soția sa pe nume Gina, care este din Rusia. Toată familia ia cina, iar ochii lui Mark se îndreaptă spre Gina și se uită la lănțișorul pe care îl poartă la gât. După cină, mama lui îi spune că Gina va pleca în Rusia câteva zile, deoarece ea a mai fost căsătorită în trecut și are o fică de 14 ani pe care o va aduce aici în câteva zile. Mai târziu îi vedem familia lui Mark, care a venit să o ia pe Gina de la aeroport. Gina a venit aici cu fica ei, Natasha, cunoscând-o toți pentru prima dată. Câteva zile mai târziu, unchiul lui Mark se căsătorește cu Gina. După căsătorie, toată lumea vine la casa lui Mark și petrece aici. Mark se uită doar la Natasha. După ce petrecerea se termină, Mark o aduce pe Natasha în camera lui. Ea îl întreabă ce face atâtea ore în camera lui. El îi răspunde că se joacă jocuri video și că studiază, iar Natasha întreabă dacă a adus vreodată o fată în camera lui și dacă a făcut dragoste cu ea. Mark rămâne calm și spune că ea are doar 14 ani și cum poate să vorbească despre așa ceva la o vârstă atât de fragedă. El continuă și îi spune că nu ar trebui să se simtă jenată. Ea răspunde că nu este jenată deloc, deoarece a făcut contact cu mai bine de 100 de bărbați și dacă are chef, poate să o facă și el cu ea. Mark îi spune că unchiul lui s-a căsătorit cu mama ei, iar asta o face verișoara lui. Natasha nu-i pasă, spunând că mama ei este o femeie ușoară, deoarece a văzut-o de atâtea ori făcând dragoste cu numeroși bărbați. Mark tace brusc și nu spune nimic. Într-o zi, mama lui Mark vine la el și spune că Natasha a venit pentru prima dată în acest oraș, așa că nu știe prea multe despre locul acesta. Mark cunoaște foarte bine orașul și de asemenea nu prea are prieteni, așa că Natasha poate deveni prietena lui, chiar dacă este verișoara lui. A doua zi, Mark vine acasă la Natasha, unde mama ei îi spune lui Mark despre ea că este încă foarte mică, așa că dacă îi spune ceva greșit, să nu bage la cap. Mama Natasha îi spune să deschidă ușa și îi cere să se pregătească și să iasă în oraș cu Mark, dar Natasha, supărată pe mama ei, pleacă din cameră. Mark merge după ea și o întreabă de ce s-a enervat pe mama ei. Ea spune că nu-i place deloc de mama ei, chiar o urăște. Mark vorbește cu Natasha și o duce la unul dintre prietenii lui, pe nume Rufus. Natasha îi place de Rufus și îl întreabă pe Mark mai multe despre el. Mark îi spune că Rufus locuiește singur deoarece părinții lui au plecat pentru câteva zile într-o excursie. După asta, Mark și Natasha se duc la un restaurant pentru a lua cina. La final, el o duce acasă, iar Natasha îi spune că mâine să nu vină el la ea acasă deoarece este rândul ei acum. A doua zi, când Mark studia în camera lui, Natasha vine acasă la el și încep să vorbească. Apoi ies la o plimbare cu bicicleta și Mark se întâlnește cu câțiva dintre prietenii lui, dându-le stupefiante. Natasha află că Mark are așa ceva și cere să-i dea și ei. Mark și Natasha se apucă de consumat împreună, iar după ce termină, îi cere lui Mark permisiunea de a deschide laptopul. Ea deschide laptopul lui Mark și apar videoclipuri pentru adulți. El se uita la acel clip, doar că a uitat să închidă pagina. Natasha spune că și ei îi plac aceste clipuri. După, ea își deschide profilul de Facebook pe laptop și începe să-i arate pozele private. Văzând asta, Mark devine excitat. Natasha, observând asta, și îl întreabă dacă vrea să facă dragoste cu ea. Mark nu spune nimic, iar Natasha își dă jos hainele în fața lui. Cei doi au parte de contact în camera lui Mark. După ce s-a întâmplat asta, amândoi încep să se placă și mai mult și petrec din ce în ce mai mult timp împreună. Amândoi se văd de mai multe ori pe zi, Mark dându-și seama că este îndrăgostit de Natasha. Într-o zi, unchiul lui Mark și soția acestuia pleacă într-o excursie, iar Natasha trebuie să stea acasă la Mark. Cei doi sunt în cameră singuri și vorbesc. Natasha spune că îi place să fie cu Mark și că își dorește să rămână aici pentru totdeauna. Mark spune că poate să stea aici atât timp cât își dorește. Natasha îi spune lui Mark că din păcate mama ei îl înșeală pe unchiul său. Ea a văzut-o de multe ori cu alt bărbat și că i-a spus unchiului său, dar el nu o crede. Mai târziu îl vedem pe unchiul lui Mark și soția acestuia care au ajuns acasă din călătorie. Mama Natasha îi spune să vină acasă, dar ea îi răspunde că îi place foarte mult să stea aici
și că nu vrea să vină acasă. Mama ei spune că știu că nu vrei să vii acasă și știu tot ce ai făcut cu Mark. Auzind asta, Natasha începe să se lupte cu mama ei, dar tatălui Mark o prinde pe Natasha, care era extrem de nervoasă, pe mama ei. Mama și tatălui Mark o roagă pe Natasha să plece cu familia ei, ceea ce și face în cele din urmă. A doua zi, Mark vine să o întâlnească pe Natasha la ea acasă, unde mama Natashei îi spune că fata ei este foarte răsfățată și foarte obraznică, deoarece a întreținut relații și cu bărbați mai în vârstă decât el. Spunând asta, mama ei închide ușa și îi spune să plece. Mark pleacă, dar Natasha vine seara acasă la Mark și spune că se va întoarce înapoi în orașul ei și dacă el va veni cu ea. Auzind asta, Mark nu spune nimic. Ea mai transmite că mama ei va divorța de unchiul lui deoarece a prins-o pe Natasha că s-a culcat cu el. Ea spune că a făcut-o intenționat ca mama ei să divorțeze de unchiul lui pentru a nu-l face să sufere mai târziu. Mark înțelege totul, așa că o invită în camera lui pe Natasha și este supărat că ea trebuie să plece următoarea zi deoarece este îndrăgostit de ea. Dimineața, Mark îi dă niște bani Natashei pentru a pleca singură. În casa lui Mark se vorbește despre divorțul unchiului său și de ce Gina a divorțat de acesta. Mark știe adevărul, dar nu-l spune nimănui. După câteva zile, Mark primește un telefon de la Rufus, dar îi închide. Într-o zi, Mark vine la casa lui Rufus și o vede pe Natasha aici, care acum locuiește cu Rufus. El îi spune lui Mark că a sunat de multe ori ca să-i spună despre Natasha, dar Mark nu i-a răspuns. Natasha se uită la Mark, iar el devine furios. El își dă seama că dragostea este înșelătoare și că a fost înșelat. Își ia bicicleta și pleacă. Iar Natasha se uită spre el. Mark ajunge acasă și se gândește la Natasha, iar filmul se termină aici. Some kind of